Aproape 200 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați în secțiile Spitalului Victor Babeș din Timișoara. 32 dintre ei au vrut să voteze la alegerile parlamentare și au solicitat urna mobilă, dar nu și-au putut exprima opțiunea de vot pentru că membrii secției de pe strada Lorena au refuzat să meargă la spital. Se pare că voluntarilor li s-a promis că vor avea combinezoane, mânuși și măști, dar și un mijloc de transport special, însă acest lucru nu s-a mai realizat. De frică că pot contacta virusul, cei 10 membri ai secției au semnat în unanimitate procesul verbal în care refuzau deplasarea. Potrivit legii, urna mobilă poate fi transportată doar de către reprezentanții biroului electoral al secției de votare din acea circumscripție. Legea spune că se pot da sancțiuni pentru încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor birouri. Amenzile sunt cuprinse între 1500 și 4500 de lei. Potrivit reprezentanților biroului electoral județean, membrii secției sunt pasibili de amenzi contravenționale. Chiar și așa nu mai există șanse ca Bolnavii de la Babeș se poate vota